Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, Hristos a înălțat. Suntem cu ochii în continuare urmărindu-L pe Hristos cum se așează de-a dreapta Tatălui, dovedind deodată în plus unde este locul nostru în veșnicie, acolo unde Hristos însuși s-a urcat cu rănile pe care din nefericire noi le-am dat, dar și cu trupurile noastre, mai puțin cu păcat. Din fericire pentru noi, zilele acestea ne apropiem în schimb de catisma 14. Sigur că îi prăznim pe Sfinții Apostoli, la care o pomenire astăzi facem, pe Sfântul Apostol Carp și cei din prună cu ei, pe Averiche și pe cei din prună cu ei, mucenici din primul veac, dar facem pomenire și de sărăcia noastră proprie. Atât de minunat este scris la începutul catismei a 14-a, sub psalmul 101, rugăciunea unui sărac mâhnit care își îndreptează înaintea Domnului ruga sa. Vă citesc câteva versete. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă, să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema de grabă, auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba. Că am uitat să mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănatul m-am cu pelicanul din pustie, ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratecă pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o. Din picina urgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu, m-ai surpat. Nu facem un exercițiu de lectură, mai sunt încă o serie de alte versete superbe, până la versetul 29. Ce sărac înțelept trebuie să fi fost acesta, într-atât încât mitropolitul Dosoftei, când traduce, îi revine această onoare de a crea în limba română între cele mai frumoase traducere a acestui verset. Căci a mâncat pâine de zgură cu lacrimi în băutură din picina orgiei tale și a mâniei. Cu alte cuvinte, ca să te adresezi lui Dumnezeu în supărare, nu e nevoie să înjuri. E nevoie să redescoperi metafora care te leagă de persoana Lui și, nu în ultimul rând, să înțelegi că ești în mâna lui Dumnezeu. Ești în mâna lui Dumnezeu ca un dar al Lui pentru tine, nu doar ca un dar al tău pentru El. Și că de fiecare dată, avem înaintea noastră un Dumnezeu egal cu sine. De altfel, un verset al acestui psalm și spune: dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fie robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Arătând prin aceasta că, deși se schimbă generațiile, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu doar pe câteva generații, ci pe veșnicie, de-a dreapta Tatălui. Mâine este o nouă zi.